Anul 2021 aproape s-a scurs, așadar am onoarea și bucuria de a vă spune bun regăsit în această seară. Sunt Cristina Chiriac și voi fi gazda dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit, peste 50 de minute aici la Autentic Românesc, la Canal 33. Pentru această seară v-am pregătit o ediție cu totul și cu totul specială. Ne aflăm în Parcul Național din Munții Măcinului, la invitația doamnei Paula Vals, care ne va fi oaspete și ghid deopotrivă, pentru că cu ajutorul ei vom redescoperi România autentică, vom redescoperi ce înseamnă masa tradițională de Crăciun atunci când se întâlnesc toți prietenii și cu colinde frumoase. Cu ajutorul lui Walter Ghicolescu vom aduce în casele dumneavoastră, sper eu, o lumină și o clipă de sărbătoare. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Încheiem anul 2021 într-un mod fantastic pentru că ne-am făcut o misiune. Să pătrundem în fiecare seară de miercuri în casele dumneavoastră cu oameni, cu invitați speciali, cu cei care fac România mai frumoasă, cu cei care promovează fără să aștepte nimic înapoi, autenticul românesc. Așadar, să ne readucem aminte de România frumoasă în fiecare zi, să o iubim, să fim mai buni și să ne readucem aminte de toți cei care au ajutat ca această comunitate frumoasă de autentic românesc să crească și să devină mai bogată. Stimată doamna Paula Vals, vă mulțumim pentru invitație și pentru faptul că ați fost atât de darnică cu noi, ca acum în preajma sărbătorilor să împărtășiți cu noi câte puțin din ceea ce înseamnă Greci. Sunteți născută, crescută, business-ul îl aveți aici în Comuna Greci. Vă rog să-mi povestiți așa, în linii mari un pic, pentru că eu sunt fascinată de peisaj și de obiceiurile care încă se păstrează. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Comuna Greci? Ce înseamnă Comuna Greci? Înseamnă rădăcinile mele, pentru că, așa cum ați spus, aici m-am născut, aici am crescut, chiar dacă am plecat la școli, m-am reîntors înapoi în satul natal să dezvolt un business, chiar dacă cu ani în urmă nu mi-aș fi gândit că voi rămâne aici, probabil că aceste rădăcini au fost mai puternice și m-au rechemat. Ne aflăm la poalele celor mai vechi munți, Munții Măcinului, care dăinuie de ere, atunci când existau doar ei, iar de jur împrejur era o înfricoșătoare mare de apă, spune Geo Bogza în cărțile lui Priveli și Sentimente în 1972. Există atâtea dovezi clare că cel puțin de peste 2000 de ani oamenii au descoperit multe conducte, monede, care datează de foarte mulți ani. Ele se regăsesc și acum în muzeile din Galați, din Constanța. Așa cum spuneam, suntem la poalele celor două vârfuri cele mai înalte și vechi, vârful Țuțuiatu și Ghiunaltu. Aici, în localitate, acum mii de ani, de fapt, localitatea era la 2,5 km, unde, așa spune povestea, și sper să fie adevărată, au existat niște greci care au venit, fiind o zonă foarte propice pentru agricultură, și au cultivat legume. Undeva spre Coslucu. La malul Dunării, de fapt, trebuie să le spunem. Departe, la câțiva kilometri de malul Dunării, noi, între munte și Dunăre. Noi ne aflăm acum la 28 de kilometri de malul Dunării. Și cei mai vechi munți din Europa. Ei au venit, s-au instalat, au cultivat legume, pentru că legumele lor erau foarte bune, mergeau prima dată la târguri să le vândă, după care, datorită calității, comercianții veneau și cumpărau de aici. Bineînțeles, unde? Mergeți la greci. Așa a și rămas de mira de greci, cu toate că la noi în localitate există comunitate de italieni, nu de greci, dar denumirea a rămas la greci. Aș vrea să vă întreb,
pentru turiști sau pentru telespectatorii Canal 33 care își doresc să descopere obiective de vizitat aici în Comuna Greci, ce le recomandați? Alături de noi este centrul de vizitare Munții Măcinului, un centru foarte generos, unde în interior, o să intrăm și o să vedeți, există toată istoria zonei, a tuturor localităților din Dobrogea de Nord. Pe lângă centrul de vizitare sunt foarte multe trasee turistice prin munți. Avem pensiuni, Dunărea, cum ați spus, aproape, mănăstiri de jur împrejur, trecem în partea cealaltă a munților și vom regăsi mănăstirile Cocoșu, Saonu și Celicu, foarte vechi și o zonă foarte frumoasă. Cetăți. Mi-ați mai spus totodată că există o comunitate mixtă. Da, există o comunitate mixtă de români și italieni. În jurul anilor 1887-1900, pentru că în Italia era o situație destul de critică, ei au ales drumul către alte țări pentru a munci. În perioada aceea România a încercat să se dezvolte foarte mult și partea de infrastructură și atunci au oposit la noi italienii foarte buni cioplitori în piatră, pentru că munții sunt renumiți prin cel mai bun granit. Ei au venit și și-au format familii. La început munceau vara și apoi plecau în Italia. În timp au reușit să-și facă cetățenie, să renunțe la cetățenia italiană și să devină români. Și pentru că Paula mi-a povestit atât de frumos despre centrul de vizitare și pentru că mi-am dorit să aflu mai multe informații, pentru că sunt de-a dreptul minunată de ceea ce am găsit aici, începând de la varietatea portului popular, la varietatea faunei și pentru că trebuie să știți că avem și ambiental, aceste sunete sunt live, ca să spunem așa. Vă mulțumesc, doamna Cecilia Tecaru, că ați acceptat invitația noastră de a ne fi ghida astăzi și de a ne spune ce înseamnă centrul de vizitare. Pentru mine, mărturisesc, este prima dată și sper ca debutul meu să fie și debutul altor sute de turiști care să vină la Greci să viziteze centrul de vizitare de aici, din Parcul Național de la Poalele Munții Măcinului. Mulțumim pentru vizita pe care ne-o faceți. Acest centru a fost construit în ideea de a aduna la oaltă tot ce înseamnă tradiții, meșteșuguri din sânul comunităților locale, dar și imagini condensate despre faună, floră și tot ce înseamnă diversitate și biodiversitate în Munții Măcinului. Ne aflăm în singurul parc național din România și, spunem noi, și din Europa, în care se protejează biodiversitatea de stepă. România are această regiune stepică situată cam pe 0,5% din suprafața ei, iar Parcul Național Munții Măcinului susține în această suprafață de doar 11.200 de hectare 50% din fauna și flora României. Aici putem găsi 50%. 50%. Deci avem peste 1700 de specii de plante. Avem peste 180 de specii de păsări, multe dintre ele aflate pe listele roșii ale convențiilor internaționale. Și ne putem mândri că la noi aici, în Munții Măcinului, cuibărește jumătate din populația de șoim dunărean a României. Asta însemnând fantastic. O pereche cuibăritoare. Fantastic. Încercăm să avem grijă de această pasăre rar întâlnită în România, dar și în Europa și căutăm pe toate căile să conștientizăm toți vizitatorii care vin la noi în zonă că o anumită zonă din cuprinsul Parcului Național este exclusă acestui turism, pentru că această pasăre are nevoie de foarte, foarte mare, multă liniște în perioada în care aceasta își depune ouăle și cuibărește pentru a ecloza puii din acestea.
Ce ați încercat? Văd aici mici compartimente amenajate, atât în ceea ce privește fauna, cât și vegetația. Am văzut și diversitatea portului popular, dar și o arie de meșteșuguri tradiționale românești. Spuneți-ne cum ați gândit dispunerea lor și e fantastic. Pe mine, cel puțin din punctul meu de vedere, vizual, este foarte atractiv. Aceste diorame cuprind principalele 8 tipuri de habitate pe care noi le avem în conservare în zona Parcului Național Munții Măcinului și am încercat să inducem ideea de conviețuire a omului cu tot ce înseamnă activitate și trai zilnic, pentru că multe dintre cele pe care noi le vedem la momentul actual din zona de biodiversitate, se datorează și omului. Ăsta este și rolul nostru ca și rangeri, să facem conștientizare asupra vizitatorilor că ceea ce văd și găsesc în area protejată să poată fi lăsată neatinsă, astfel încât și generațiile viitoare care vin după noi să le găsească în același loc și în aceeași splendoare. Eu sunt pasionată de portul popular și de tot ceea ce înseamnă meșteșuguri. Pe lângă diversitatea pe care o aveți, atât din punct de vedere al naturii, cât și al faunei, m-a atras extrem de mult faptul că aveți un colț special pentru susținerea meșteșugurilor locale, nu le-aș spune neapărat românești, pentru că aveți și acolo o diversitate foarte mare, începând de la portul popular. Cred că am numărat eu vreo 8 porturi tradiționale a 8 comunități etnice mai numeroase ce se găsesc în localitățile din jurul parcului. Mulțumindu-vă cu această ocazie pentru această incursiune, mă întorc către Paula și o să te provoc, Paula, să mergem și să ne arăți cum se face plăcinta dobrogeană și, bineînțeles, cozonacul, comoara măcinului. Pentru că, dragi telespectatori, ne aflăm deja la finalul anului 2021 și de fiecare dată masa de Crăciun înseamnă cozonac. Așadar, vă invit în continuare să mergem să redescoperim cum se face plăcinta dobrogeană și cozonacul dobrogean. Îți mulțumesc, Paula, pentru incursiunea în timp și prin vremuri. Îți mărturisesc că am înghețat bine de tot și că acum ne aflăm la sediul companiei tale. Ești antreprenor de peste 29 de ani. În 2022 se fac 30 de ani de când ai pornit acest tip de business, despre care o să vorbim în momentele următoare. Și pot să-ți mai spun doar atât, înainte de a te lăsa să-mi povestești ce înseamnă visul tău antreprenorial, că în momentul în care am intrat în sediul companiei tale, am avut impresia că am pășit pe tărâmul lui Moș Crăciun, că am văzut spiridușii cărând cozonat și plăcintă dobrogeană, încărcând produsele să plece către România și peste granițele României. Cum e să fii antreprenor în inima Dobrogei și mai ales să ai un obiect de activitate atât de frumos, cel mai dulce, spun eu. Eu deja sunt ispitită, dragi telespectatori, să știți că deja am terminat cu vizita fabricii și am gustat deja cozonacul și plăcinta dobrogeană și mărturisesc că sunt deja fan. Bună ziua, Cristina! Bine ai venit pe tărâmul, să zic așa, dulciurilor pregătite pentru sărbătorile care urmează să vină, nașterea Mântuitorului, Iisus Hristos, Crăciunul, mult așteptat nu numai de copii, ci și de noi adulții, pentru că încă mai credem în Moș Crăciun, încă mai credem în spiritul bunătății și al dragostei față de familie și față de semenii noștri. Cred că business-ul meu a plecat tot din acest motiv, pentru că în perioada sărbătorilor, având prima dată magazine alimentare proprii, m-am lovit de acea problemă că trebuia să stăm la niște cozi infernale, comenzi, pentru a lua aceste dulciuri și a le duce în magazinele noastre. Și atunci, pentru că eram pasionată de tot ce vezi aici, nu aveam nicio pregătire în domeniu. În schimb,
eram pasionată ca orice gospodină. Gospodină, să zic așa, nu știu dacă toate femeie, sau nu, femeie. Bine, femeie. Pentru că am moștenit de la bunici, de la mamă, această dragoste față de produsele și mai ales cele care le pregăteam în apropierea sărbătorilor. Și atunci am luat decizia să deschid un mic laborator pentru magazinele noastre proprii, urmând, bineînțeles, pentru că am avut cereri de la alte firme, am început pas cu pas să ne dezvoltăm. Aici, în această locație, fabricuța noastră, să zic așa, prima dată exista doar un teren în care tractorul nu se vedea din cauza bruienilor. Și bineînțeles, curățând, am pus o livadă, am construit o clădire micuță, am început să facem cu doi oameni. Deci prima dată am plecat cu doi oameni și eu, care eram prezent acolo până spre dimineață ca să putem produce. Încet, încet am dezvoltat mai mult, am mai construit o clădire, după aceea această fabrică în care suntem acum. În 2007 am dat drumul și de la doi angajați, acum pe tot grupul de firme avem 240 de oameni. Așa cum ți-am spus, am dezvoltat din pasiune, dar pasiunea asta de a produce și aduce tradiția mai departe a existat dintotdeauna. M-am născut aici, am crescut, am plecat la școală și m-am reîntors. Cumva trebuie să transmit și generațiilor următoare, în formă autentică, aceste produse de suflet ale noastre. Așa cum spuneai mai devreme, plăcinta dobrogeană, care a existat de secole în această zonă, așa cum și Ioan Ionescu de la Brad transmitea că aici, prin anii 1850, erau primiți cu plăcinte și cu rachiu. Asta dovedește că, într-adevăr, în zona noastră, plăcinta era renumită la fiecare sărbătoare. Această plăcintă există pe mesele dobrogenilor, reunește familia în jurul ei, de aceea o vedem că e și în formă rotundă, cumva la masă suntem împreună. Cel mai frumos eveniment pe care noi l-am trăit, și eu personal, atunci când la nuntă, după nuntă, mireasa trebuie musai să întindă foile de plăcintă, cumva pentru a face o dovadă clară că e o bună gospodină și că înainte sau după nuntă? După nuntă. După nuntă. Deci după nuntă. E un obicei dobrogean? Este un obicei, cel puțin din Dobrogea de Nord. Pentru că urma legătoarea duminică, iar luni urmau plăcintele unde mireasa asta făcea. Mă rog, cât reușea ea. În timp ce tu povesteai, eu stăteam și mă gândeam acum la gama largă de produse pe care voi ați dezvoltat-o pe parcursul celor 29 de ani. Începând de la zacuscă, dulcețuri și ați ajuns, bineînțeles, știm că sunteți renumiți pentru plăcinta dobrogeană și pentru cozonacul dobrogean. Gândindu-mă acum la cât de multe lucruri faceți, îmi plouă în gură, apropo, trebuie să mă limitez, așa, nu pot să nu mă întreb, având în vedere specificul emisiunii Autentic Românesc, care au fost căutările tale pentru a descoperi rețetele tradiționale? Pentru că sunt convinsă că ai făcut lucrurile acestea și să-mi spui care este, cât la sută din rețetele tradiționale pe care voi le-ați găsit, pe care tu le-ai descoperit, păstrați în produsul de astăzi? Avem 11 produse atestate tradițional și plăcinta dobrogeană pe schemă de calitate europeană. Deci acestea sunt clar cu rețetele vechi, străvechi, pentru că noi am găsit istoricitate. Cu siguranță sunt mult mai multe produse. Faptul că întotdeauna am fost pasionată și de partea de hrană sănătoasă, de nutriție, mă interesează sănătatea copiilor mei, mă interesează sănătatea semenilor mei și atunci clar că am abordat acest principiu de a pregăti cât mai multe produse sănătoase. Ce vezi tu aici, pe lângă cornulețele cu unt și nucă, checurile făcute exact după rețeta veche, îmbunătățită cu ciocolată belgiană, pentru că noi aici în Dobrogea n-aveam de unde să luăm ciocolata belgiană, renumitele cornulețe care și ele sunt atestate tradițional, zacusca, mai avem zacuscă cu somn de Dunăre, pentru că suntem într-o zonă, așa cum spuneam mai devreme, aproape de Dunăre, dulceața de vișine,
vișinop, să zic așa, aici s-au găsit livezi dintotdeauna de vișinop. Nu știu dacă știi ce e vișinopul, e o combinație între cireș și vișină, deci e o vișină mai dulce. Vișinog? Vișinop. 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 Nu, nu știam, mulțumesc, plec, oricum eram bogată, dar plec și mai bogată, pentru că, uite, aflu informații noi. Insist să-mi spui ce înseamnă pentru tine produs tradițional. Poate n-am vorbit suficient de mult, cel puțin în cadrul emisiunii Autentic Românesc, n-am vorbit suficient de mult și aș vrea să dezvolți un pic, pentru că este atât de important să știm ceea ce mâncăm. Un produs tradițional este pregătit din materie primă locală, fără conservanți și fără alți aditivi. Deci e un produs curat. Asta înseamnă foarte mult. După ce am găsit istoria acestor produse în scrisurile, am pregătit un caiet de sarcini pe care am mers la Ministerul Agriculturii și am primit acest atestat de produs tradițional. Același lucru s-a întâmplat și cu plăcinta dobrogeană, cu toate produsele care sunt atestate. În portofoliul nostru de produse avem foarte multe produse sau majoritatea naturale. Nu am reușit să le atestăm, asta nu înseamnă că ele nu sunt de calitate. Dar v-am spus, cele atestate au un plus pentru că ele există din generații și s-au transmis din generație în generație, lucru pe care eu mi-l doresc foarte mult, să fim și suntem păstrători și promotori a produselor românești, autentice, tradiționale din zona noastră. Am fost plecată de curând în străinătate, când a venit meniul la bord, am comandat cu mare bucurie și m-am bucurat, recunosc, să descoper că la bordul aeronavelor există produse românești de calitate. Sunt convinsă că eu sunt româncă și am identificat ușor produsele tale, dar sunt convinsă că atâția turiști români și străini care călătoresc ți-au călcat pragul sau au gustat produsele tale. Cum este? Cum te simți ca româncă să știi că produsele tale ajung în toate colțurile lumii, sunt adorate, savurate și că efectul muncii tale este unul extrem de benefic. Îți dai seama că îmi crește inima de bucurie, pentru că, așa cum ai spus, foarte mulți prieteni, cunoscuți, colaboratori mă sună sau îmi trimit fotografii pe WhatsApp cu pozele din avion. Nu știam că există produsul tău pe o companie de zbor. Avem 6 produse și pe compania de zbor, printre care și cornulețele pe care le vezi pe masă, vaniliata, pe care le-am mâncat înainte, da. De voșca, da. Pentru că ele au și denumiri din zona noastră. Cum se numesc? De voșca. De voșca. E de voșca. Ceva cu influență rusească, da, okay. Pentru că, așa cum am spus mai devreme, în Dobrogea există 18 etnii. Multe se regăsesc și în produsele noastre, pentru că am făcut studiu de fiecare dată să vedem care sunt produsele italienești, care sunt rusești, lipovenești, turcești, tătărești, grecești. Și atunci am adus cumva în portofoliul nostru o multitudine de produse a tuturor etniilor, cumva să rămână împământenit în zona noastră și amprenta fiecărei etnii în parte. Îmi povesteai la începutul emisiunii, când noi ne-am plimbat prin comuna Greci la poalele munților, îmi povesteai că pe vremuri au venit italienii în România și au rămas aici. Și în timp ce tu vorbeai, eu stăteam și mă gândeam că astăzi, la distanță de 170 de ani, efectul este invers. Românii se duc în Italia în căutarea unui loc de muncă și rămân acolo, unii dintre ei. Știm totodată că cea mai acută problematică cu care se confruntă antreprenorii o reprezintă deficitul de forță de muncă. Tu, fiind într-o zonă aparte a României... mediul rural. Da, în mediul rural, dar mai mult decât atât. Suntem destul de conștienți că gradul de îmbătrânire al populației în general în mediul rural este unul avansat, că natalitatea este scăzută, forța de muncă se găsește mult mai greu. Spune-mi, cum te-ai descurcat? Ce înseamnă pentru tine forța de muncă? Forța de muncă este mai îmbătrânită, tinerii au plecat
majoritatea de la noi din localitate în Italia, în Spania, și ne confruntăm cu această problemă. Cred că lucru care a dus aici a fost și lipsa acestor școli profesionale, pe meserii, pentru că înainte existau. Copiii aveau o bază, nu numai teoretică, ci și practică, pentru că ei mergeau și făceau practică în fabrici și atunci prindeau o drag de aceste produse. În ultima perioadă, școlile poate că au mai existat, dar destul de rar. Și mai mult pe partea teoretică, nici de cum practică. Cred că lucrul ăsta ar trebui să-l dezvoltăm în viitor, iar noi ca și organizație CONAF am putea cumva să stabilim, accelerăm. Să accelerăm cumva lucrul ăsta. Pentru că avem nevoie de forță de muncă tânără, pregătită, cu drag față de produse, pentru că eu vorbesc din punctul nostru de vedere, este un domeniu foarte frumos. Un domeniu care îți dă o satisfacție extraordinară atunci când știi că produsele tale sunt mâncate cu plăcere, bucurie, și în timpul sărbătorilor și în timpul întregului an. Mai ales că ele ajung și în toate colțurile lumii. Și atunci fiecare, asta le spun mereu oamenilor, faceți cu pasiune, faceți cu dragoste ele, voi transmiteți acea energie, acea bucurie, iar ele într-adevăr vor ajunge și vor fi servite cu mare bucurie. Ca și acasă, când faci o mâncare și ești supărat, cu siguranță gustul este diferit de atunci când tu gătești cu mare dragoste. Spune-mi, ce înseamnă pentru femeia, mama, antreprenoara Paula Vals, luna decembrie? E o lună provocatoare, frumoasă, aglomerată. Timpul este destul de scurt. De multe ori și în ultima perioadă am spus, dacă ar avea 72 de ore, tot n-ar fi de ajuns, pentru că sfârșitul de an, pe lângă sărbători, trebuie să facem un bilanț al realizărilor și ce ne propunem pentru anul următor, pentru că nu poate începe anul următor fără un proiect pe care noi ni l-am stabilit, o strategie, un bilanț, să vedem cum a fost, cum n-a fost, iar în ultima perioadă, în ultimii 2 ani, chiar am fost destul de, nu știu, privilegiați, chinuiți de ceea ce s-a întâmplat. Asta nu înseamnă că n-am mers mai departe, că nu ne-am pregătit pentru alte proiecte noi, că nu construim, că nu ne dezvoltăm. Da, într-adevăr, toată situația actuală, scumpiri, că vorbeam de produse de calitate, ne confruntăm cu această problemă pentru că materiile prime în ultima perioadă au crescut extraordinar de mult. Ca să mergi să iei prețuri. Ca și prețuri, da. Să mergi să iei un produs de calitate, te uiți cât costă. Pentru că oamenii încă n-au învățat că mai bine mâncăm mai puțin și sănătos decât mult și prost. Decât să cheltuim banii pe medicamente, mai bine mâncăm calitativ. Ține și un pic de educație. Da, și ține foarte mult de educație. Iar rolul nostru și mai ales a celor care țin la calitate este de a promova aceste produse. Și uite, mulțumesc pe această cale pentru că ești alături de noi și povestind oamenilor ce înseamnă un produs de calitate, un produs bun, probabil că la un moment dat vor conștientiza că sănătatea este mai importantă decât orice. Cred că anul 2020 a fost anul lecție pentru mulți oameni din întreaga lume și cred că deja această conștientizare la un nivel de subconștient începe să lucreze. Cel puțin aceasta este senzația mea. Da, sunt convinsă că și 2020 și 2021 toți am avut ceva de învățat. Până o să ajungem să te întreb cum îți petreci sărbătorile, aș vrea să-mi povestești dacă tu ai o rețetă specială a cozonacului sau dacă faci cozonaci în general sau ai făcut
atunci când timpul îți permita și să le împărtășim telespectatorilor care sunt pasionați de gastronomie câteva din secretele magicului cozonac pe care voi îl produceți aici în inima Dobrogei. Da, o să-ți povestesc pentru că am învățat de la bunica și de la mama mea cum se face cozonacul și abia o întâmplare nefericită m-a adus să-mi dau seama câtă muncă este să produci un cozonac. Într-unul din ani, mama mea și-a fracturat mâna, malaxarea, să zic așa, actuală. Da. Era făcută manual și trebuia să frămânți la acel cozonac până ajungeai să transpiri și să simți durere în musculatură. Atunci am conștientizat că e o muncă extraordinar de mare. Nu stă la îndemâna oricui, oricărei gospodine, mai ales în ziua de astăzi când femeile sunt foarte ocupate, să mai frământe cozonac. Și atunci de aceea am și creat produsul cozonac atestat tradițional, special și mai avem și alte tipuri pentru a veni în ajutorul gospodinelor. În primul rând folosim ingrediente, așa cum ți-am zis, locale, de la făină, drojdie, unt. Deci nu, în acest cozonac nu punem margarină, nu punem aditivi, nucă, rahat, cacao, stafide, lămâie răzuită, iar pe deasupra, după sortiment, ori miez de nucă, ori fulgi de migdală. Aluatul este frământat în momentul de față în niște malaxoare. Cantitatea este foarte mare, dar în continuare totul este manual. De la întinderea foii de cozonac, umplerea se face la fel manual. De-aia îi dă și un aspect și un gust special. Cea mai mare vânzare pe care o avem la produse este cea a cozonacului. E un produs care, făcut manual și sănătos, nu poate fi înlocuit cu unul care îl faci industrial. În primul rând, pentru că termenul de valabilitate este destul de scurt și asta denotă faptul că nu băgăm niciun conservant în el. Spune-mi un secret. Care este? Eu am încercat să fac cozonac, recunosc, și era, cel puțin din punctul meu de vedere, extrem de important să știm temperatura și minutele de coacere. Și tot timpul aveam acea senzație că te duci la cuptor, scoți cozonacul, bagi scobitoarea, te uiți să vezi dacă este copt la mijloc sau nu. Exact. Și chiar dacă se coace în capete, poți să ai surpriza ca la mijloc să rămână necopt. Spune-mi un secret sau spune-mi cum ai depășit tu situația aceasta, pentru că eu mărturisesc, acesta este unul din motivele pentru care nu mai fac cozonaci. Gândește-te că noi facem cantități foarte mari, avem cuptoare foarte mari, programate pentru temperatura și pentru minutele cât el ar trebui să stea la cuptor. Cu toate astea, bineînțeles că oamenii supraveghează fiecare cuptor. Ne-am format în timp. Nu mai stăm nici de cum să folosim bețișorul ca să vedem dacă e copt sau nu, pentru că având cuptoare profesionale, ele își fac treaba acolo și nu mai e nevoie să verificăm. Cam asta e. Am înțeles. Deci acasă Paula Vas nu mai face cozonaci, vine de la fabrică cozonacul, Doamne, făcut. Nu, îți dai seama că nu mai fac cozonac, da, acasă, nu? Adică ar fi și culmea. Știu. Numai că o să-ți povestesc o întâmplare foarte interesantă. Când domnișoara cea mică, la un moment dat, Laura, era, Laura, care era în clasa a patra, vine și îmi spune, pentru că eu făceam torturi acasă, mai ales la evenimentele din familie, vine și îmi spune, te rog frumos, vreau să-mi faci un tort făcut de tine. Dumnezeule, că m-am gândit ce înseamnă să bat blat, creme, câte vase și... Zic, nu, vin la fabrică, bineînțeles, mi-am luat blat de tort, mi-am luat cremă în găletușe, m-am dus acasă până vine ea de la școală, până să vină ea de la școală, l-am făcut. Vine și îmi spune, l-ai făcut tu? Da. Bine. Mănâncă, e foarte bun. Cremele care le facem aici și blatul de tort, foile de ruladă sunt ca cele de casă. Am reușit să o păcălesc la momentul ăla. După ani și ani am spus, știi că tortul ăla nu l-am făcut eu integral, că l-am avut cum, eu doar l-am asamblat. Așa că nu mai am timp, Cristina, să stau acasă să fac.
Dar ar fi culmea când aici, numai aici, în interiorul fabricii muncesc 140 de oameni să stau să mai fac acasă, când eu nu am timp nici mai să respir. Mai vreau să te mai întreb ceva, pentru că ai atins un subiect extrem de important pentru mine, copiii. Ai două fete, Lucia și Laura. Spune-mi, le-ai chinuit? Le-ai băgat în fabrică, le-ai pus să facă practică, le-ai pus să învețe. Spune-mi cum e relația ta cu ele în ceea ce privește transmiterea atât a educației antreprenoriale, cea pe care tu ai dobândit-o prin natură, pentru că ai fost forțată de-a lungul celor 29 de ani să te antrenezi pentru tot ceea ce urmează, dar și în ceea ce privește partea aceasta de preluare a rețetelor, a tradițiilor, a meșteșugurilor. A venit așa de la sine, pentru că le luam cu mine în fabrică. Stăteam foarte multe ore, de multe ori 12 noaptea, 1 noaptea și în timpul lor liber, când nu erau la școală, le luam cu mine. Bineînțeles că le pierdeam ba într-o secție, ba prin alta. Asta se întâmpla când erau mai micuțe. După care au urmat la școală, la liceu, n-au mai avut timpul necesar să stea, dar erau prezente lângă femeile din sectoare, își puneau halatele, baticuțele și stăteau să facă. Bineînțeles că cel mai căutat sector, să zic, era cel al cofetăriei, pentru că acolo aveau libertatea de a se juca cu marțipanul, de a crea tot felul de lucruri. Iar Laura oricum era pasionată și îi place foarte mult partea de design. Îți dai seama că crea tot timpul și acum îmi trimite poze. Vezi, așa ar trebui să facem. Acolo e criticul de artă. Este un an atipic prin care noi ca și antreprenori am trecut, unii mai ușor, alții mai greu. Dar așa cum povesteai tu, Paula, în luna decembrie se adună doar cele bune, facem bilanțul, strângem oamenii frumoși alături de noi. De aceea vreau să-mi spui ce alte surprize ne-ai pregătit în seara aceasta, pentru că în seara aceasta vom asculta colindele lui Walter și vreau să-mi spui cum arată masa de Crăciun pentru voi. Ca pentru fiecare român, cred. Cu sarmale, cu cârnați, cu cozonac, bineînțeles, și toate celelalte bunătăți pe care le facem acasă, în jurul familiei, ascultând colinde. Și aici, la fabrică, avem colindători în fiecare an. Sunt cei din corul bisericii de la Tulcea, de la mănăstiri, preoți cu toată echipa lor care vin și ne colindă. Ne fac o mare bucurie și mai ales că strângem toți oamenii să ascultăm aceste colinde. De aceea sărbătorile pentru noi încep, cred că de la începutul lui decembrie, înainte de Moș Nicolae. Pentru noi, pe lângă faptul că avem foarte mult de muncă, e o continuă sărbătoare. Când am intrat în curte, cred că ai sesizat că în toată curtea mirosea a cozonac. Și cred că pentru toată localitatea e sărbătoare, că în fiecare zi miroase a cozonac cald și se împrăște așa pe o rază foarte așa mare. Așa mi s-a părut că e un fel de tărâm al lui Moș Crăciun. Parcă mai urma să văd căsuțele de turtă dulce, poate odată la anul, peste alți ani, nu știu, o să mă invit și o să găsești o căsuță cu turtă dulce și spiridușii Moș Crăciun și noi reni. Noi pregătim și căsuțe și de turtă dulce, bineînțeles, în miniatură, dar să știi că e o idee foarte bună să pregătim o căsuță mare de turtă dulce. Să fie un fel de orășel al copilor, unde oamenii să vină cu copii să descopere fabrica lui Moș Crăciun, să vadă ceea ce am văzut eu și vă asigur că este spectaculos, începând de la felul în care se croiește, să spun așa, cozonacul, plăcinta dobrogeană, turtele. Eu trebuie să mă întorc la greci, negreșit. Sigur. Că n-am reușit să văd aproape tot. Să explorezi tot ce se întâmplă aici. Mi-aș dori să petrec mai mult timp și să descoperim împreună tot ceea ce înseamnă România autentică. Înainte de a te ruga să faci urarea de
sărbători și de anul nou, o să-i rog pe telespectatori să rămână alături de noi, pentru că am pregătit alături de Paula Vals și Walter Ghicolescu o serie de colinde cu care sperăm să vă încălzim sufletul și să vă spunem că ne revedem către finalul anului 2021 cu o nouă ediție, la fel de specială. Eu sunt Cristina Chiriac și acum o să-i mulțumesc în mod deosebit Paulei Vals că a acceptat să fie oaspete și invitat și ghid deopotrivă aici la Greci. Vă invit și pe voi să descoperiți Comuna Greci și inclusiv să vizitați fabrica de dulciuri din inima Comunei Greci. Vreau să-ți mulțumesc ție că ai dorit și ai avut bunăvoința de a poposi pe aceste tărâmuri. Să-ți mulțumesc pentru ia minunată, că n-am rezistat să nu mi-o pun pe mine, de la Flor de Ie. Să urez tuturor telespectatorilor autentic românesc multă, multă sănătate, căldură, să iubiți România și semenii dumneavoastră, să cumpărați produse românești, pentru că doar așa vom dezvolta economia țării. Vă așteptăm să ajungeți în inima Dobrogei, la poalele celor mai vechi munți, să descoperiți toată istoria, frumusețea, diversitatea, așa cum spunea și Cristina, cu atâtea etnii și porturi, să ne vedem cu bine, sănătoși, în liniște, în armonie și cu zâmbetul pe buze, indiferent de situația sau situațiile prin care vom fi nevoiți să trecem. La mulți ani, multă sănătate și sărbători cu bine! Deschide, mamă, ușa la și ieși de grabă întindă, că ceas cu drag mă-ntorc acasă să-ți cânta mea colindă. Ceas cu drag mă-ntorc acasă să-ți cânta mea colindă. Ca-șa e datina la noi, în astăzi aleasă, să ne-ntoarcem lângă părinți, să stăm cu toți la masă. Să ne-ntoarcem lângă părinți, să stăm cu toți la masă. Iată am venit că mi-era dor de un Crăciun acasă, să văd cum arde candela și scozonaci pe masă, și scozonaci pe masă. Afară-i cer și iarna-i grea și noaptea încet se lasă. Mă aștept și nu te culci, că știi că vin acasă. Mă aștept și nu te culci, că știi că vin acasă. Aștepți cu bradul împodobit, ca în copilărie, când l-așteptam pe Moș Crăciun cu câte o jucărie. Când l-așteptam pe Moș Crăciun cu câte o jucărie. Iată am venit că mi-era dor de un Crăciun acasă, să văd cum arde candela și scozonaci pe masă, și scozonaci pe masă. Urez, măicuța mea, anul și sănătate, și rog pe unul Dumnezeu de liniște să-i parte. Și rog pe unul Dumnezeu de liniște să-i parte. Să mai trăiești anul ți-aș vrea, lung fie-ți firul vieții, și an de an să te colim chiar de mismar nămeții. Și an de an să te colim chiar de mismar nămeții. Iată am venit că mi-era dor de un Crăciun acasă, să văd cum arde candela și scozonaș pe masă, și scozonaș pe masă. Iată am venit că mi-era dor de un Crăciun acasă, să văd cum arde candela și scozonaș pe masă, și scozonaș pe masă, și scozonaș pe masă, și scozonaș pe masă. Thank you.